Ora 15, bun găsit la știri. Victor Pițurcă a ieșit la atac la adresa procurorilor. Fostul selecționer spune că dosarul său este un abuz și că nu-l cunoaște pe șeful Romarm, Gabriel Țuțu. Tot astăzi a ajuns în fața polițiștilor și fiul fostului atacant al Stelei, Alex. Ce a mai declarat Victor Pițurcă, ne spune colegul meu, Cornel Chitu. Cea bună ziua, Cornel! Bun găsit, Andreea, bun găsit, domnilor și domnilor. Cu doar câteva minute în urmă, Victor Pițurcă a părăsit sediul IPJ de aici, unde a venit să semneze, să dea cu subsemnatul cu privire la controlul judiciar. De precizat este că el va fi nevoit să vină de două ori pe săptămână aici la IPJ pentru a semna controlul judiciar și ce vreau să vă mai duc în vedere este faptul că acesta nu va avea voie să părăsească granițele țării până când ancheta nu va fi finalizată. De asemenea, țin să vă precizez că am vorbit cu Victor Pițurcă și ține în primul rând că este un abuz al procurorilor în ceea ce privește acest caz și totodată susține că nu-l cunoaște pe Gabriel Țuțu și a precizat că l-a văzut o singură dată atunci când a dat banii fiului lui pentru finanțarea acestei afaceri. De asemenea, vă spuneam, va fi nevoit să vină de două ori pe săptămână aici la IPJ Ilfov și ce este de precizat este că nu se știe de câte ori pe săptămână trebuie să vină fiul lui Victor Pițurcă, Alexandru Pițurcă, pentru că vedem și el a primit control judiciar. De asemenea, și șeful Romarm, Gabriel Duțu, a primit aceeași tot control judiciar și rămâne de văzut dacă vor fi nevoiți să vină și ei de două ori pe săptămână aici la IPJ pentru a da cu subsemnatul. Ce apărare? Că noi n-am nevoie de apărare. Că aș fi oferit eu bani cuiva. Nu aveți nicio legătură cu domnul Țuțu? Nicio legătură. Dar l-am văzut-o. Ați fost în birou la dânsul o singură dată? E vorba păi, de... Bă, frate, dar nu mai avem voie să mergem în birou la cineva sau cum? Dar ce ați discutat? Adică nu mai avem în acest context, domnule, aveți voie să păi l-am cunoscut prima dată, fiind cu băiatul meu acolo și cu încă o persoană, și atât și nimic mai mult. Ați încercat să vindeți măști celor de la și Romar, să, băi, de la băieți, terminați cu lucrurile astea. Eu și fiul meu n-am văzut nicio mască. De... Lucrul ăsta s-a ocupat o altă firmă. Dar noi n-avem nimic comun cu măști, cu astea ce se scria, iar bazaconii, că ne conforme, că... Nu! MAPN-ul a cumpărat de la firma care i-a dat aceste produse o serie de 4-5 produse. Nu au fost măști. Banii aia care scrieți că i-a intrat lui Alex Pițurcă în firmă, aia erau 90% banii mei. Nu erau bani câștigați. Nu înțelegeți că eu am văzut omul ăsta o singură dată, am mai vorbit o dată pe WhatsApp, două propoziții și atât, nu înțeles nimic. Nu cunosc pe nimeni din această afacere. După ce au fost plasați sub control judiciar în dosarul măștilor neconforme vândute MAPN, Victor Pițurcă și fiul său, Alex Pițurcă, s-au prezentat din nou în fața autorităților. Pițurcă junior a ajuns primul, fiind chemat să dea declarații la secția 11 de poliție. Însă fostul fotbalist a evitat întrebările puse de jurnaliști. Ce ați vândut măști neconforme, da? La ieșire, Alexandru Pițurcă le-a oferit câteva declarații jurnaliștilor. El susține că este nevinovat și a plecat în mare grabă de la secția de poliție.